Salut, sunt Andrei. Și eu sunt Alisa. Eu Andreea. Eu Ionela. Eu sunt Ami. Iar eu sunt Marius și suntem grupul din Reșița, de la Colegiul Național Tănăra Lescu și vom prezenta puțin orașul nostru și Parcul Național Semenic Căile Caraș. Suntem acum în centrul Reșiței și vom merge acolo, la Steu. Yeah! Am pornit spre Stema și am ajuns la un zid de calcare pe care se cățără alpiniștii și Stema este încolo. Unde mergeți, copii? La Stema! Și cum sunteți voi? În natură ca acasă! Cum e drumul? Fain! După 5 minute de mers, deja facem pauză. Și Marius se crede Superman sau maimuț. Cameramanul mereu în spate, singur și solitar. Și cum ai văzut leu? Ce? Păi mergeam, era fix pe aici, pe aici. Mergeam așa să văd pe unde. Am găsit leu. Și-a rămas un leu. Drumul, ăsta, numele drumului. Ce soare! Un leu. Și la Stema găsim mai ales alt leu. Un leu, doi. Tema proiectului nostru în natură ca acasă devine reală. Am ajuns! Hop! Drum anevoios și... Reșița! Hei! O, uite, trebuie! Zici că asta așa în Veneția. Marius, omul munților în acțiune. Salut! Am ajuns la Stemă și de aici se poate vedea o panoramă foarte frumoasă cu orașul nostru. Ce fain se vede! Și încolo mi-aș doresc. Și pe acolo, uite, găsim un mică. Ciao! Hai să mă atrage, Ani. Vrei să nu cad? Da, să ai grijă, serios. Ce? Să te ții bine. Nu suntem responsabili de posibile accidente. Oricum mai mult de atâta nu mă văd. Asta e foarte bine. Au, că mor. Am urcat până în vârful Stemei ca să vedem peisajul cât mai bine. Da, și până la jumătate, să știi că se vede foarte bine și de aici. De aici se vede tot. Și de aici, absolut. Și de la Simina se vede tot. Absolut tot. De insecte sunt prima. De ce nu focalizează? Bă, uite, gata. Băi, ce drăguț! Ce parc? O să mergem ca și bonus să găsim un geocache, un joc internațional care are ca scop făcutul de drumeții pentru a găsi niște cutii. Mergem spre el. Da, vă rog. Ai grijă. Ce, că trebuie să fiu atent, nu să nu cad eu, să nu cadă camera. Mă, tu te mai recuperezi, dacă nu... Și vă rog să nu filmați în spate cum cobor animalele. Ce animale? Eu. Caperele negre de banat, vorba. Se pare, îți face părul la aer. Am să mor. Ce? Au, să vin. Au! Părul. Uite, Larisa deja a văzut după pietrele alea. Ce mare e. Apoi n-am zis cât de mare, e tot felul de dimensiune, astea, e 5 dimensiuni, astea e dimensiunea 2.
Și cum ați găsit-o? Ce? Cu GPS-ul, ți-am zis că ai outside aplicație. Să nu pierzi chestii din cutie. Au, mi-a intrat părul. Au părul. Mi-a intrat spini în păr. Stai, Marius. Hai să vadă și Simina. Mario Alberto. Nu mai este sigur. Poți să le pui aici să le vedem ce linie. Nu știu dacă o să găsești ceva ce vrei, dar e fain totuși. Ce e? Creion. Creion. Uite cum îți dă părul. O brățară cu... Adi. Adi, dacă aveți vreun... dacă aveți vreun Adi. Nu, dar dacă era cu Alex. O popușică creepy. Și niște biluțe. Ce de asta? Ceva, dacă vin noapte pe aici... Biluțele de la mine. Set de brăși. Biluțele de la tine? Da. Nu, bă, ei, dacă am luat o cruce. Nu mai e ce-am pus eu. Ce-ai pus tu, că nu mai știu. Nu mai știu, dar nu mai e. Uite, din Germania, wow. Ce, o scris cineva după noi? Tot am fost ultimii. Da, știu, ăștia am văzut și eu. Larisa, Luci și Ale. Uai, dar chiar mulți ori fost. Da. Ce? Da, da. Nu, nu. Uite, aici sunteți voi. Mă, tot cruce pe rampă, pe fără. Marius, stai bine? Da. Bun, ce-ai cu intrat? Unde-i capacul? Unde-i capacul? Capacul. Sau capacul. Capac. Au părul. Vezi că te-o prins copacul. Mă agăți. Da, ține camera ca să-ți pună loc. Băi, copaci, m-au agățat. Astăzi.